Bak kutsu kutsu kutsu. GoPro și Robert filmează cu telefonul, mă. Ia, mă, și filmează dacă vrei. Ia. Salutare, prieteni. Da. Plecăm de la Sphinx mai departe cu trupa veselă. Ui, ui, ui. Către traseu marcat galben, spunem noi, către Crucea Caraiman. În față traseu Vârfomu, în spatele nostru lăsăm Babele. Loc de bună Babele ziua. Și Bușteniu. Ia uite ce frumos. Ce mai vrei de atât, frate? Aer curat. Ne-am săturat de locuri, de deci oră face. Mașini. Deci la 1:30 suntem. Eu eram la bătrânul cu Gandalf. Miguel și eu eram Gandalf cel sur. Te fugim că vin orci. Arcu. Arcu. Frodo. Ia uite. Yo. Zăpadă în luna iulie. Zăpadă. Ce mai vrei, tată? Băi, nu știu de ce, dar e foarte, foarte cald. Dar, ce avem noi aici? Ia, hai Antonio, la zăpadă! Ce avem noi aici? Avem un fel de... Oh, zăpadă! Poză cu Hău. Mă glumă, da, așa m-a murit. Poză cu Hău. Antonio, everybody ok? Iată totul mâna lui tătuții. Toată echipa, Edi, the driver, Denis, yeah! Bogdan. Suntem online? Ok, și The Hole, cu cascada Niagara. The Hole is bowless. Ai și soarele. Robert, vină pe aici. This is Cross Caraiman, from the Russia. Cross, no. Așa se zice la... Cross, yes. The Caraiman Cross. Toată gașca reunită, prima drumeție în formula asta cu Antonio Voinicu, care a urcat de-a rob. Hai, tati, iau înainte. The driver, the second și the third. Eu un concediu. O ieșire de două zile, cea mai bună alegere. O să vedeți imediat și peisajul. Aici Neagu Denis vă prezintă peisajul. Avem pe stânga munte, pe dreapta munte, pe mijloc pașune. Edi curajosul, uitați-l cum arată ca să știm cum îl dăm la știri, la Salvamont, Crucea Caraiman. Gașca tigrișorii! Over here! The big hoe! Denis! Yeah, man! Yeah, boy! Super! Frate-mi la antrenament! Hei! 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 Știu, mă bătai de parma și plecă, fac! Dacă fac cu astea așa! Cacălin! Gata! Și ia și cadrul de aici! Hai, du-ți celul 7 cai! Mă, cuțu! De trei ori te-am ascuțit! Pe tocilă de chetroi! Să tai capul la ciocai, mă! Dar cum e să fii liber? E foarte greu. Vezi, mă, ce înseamnă, mă, stai copil? Te-ai liber. Uite ce înseamnă să faci. Faceți, mă, și voi copil. Să vă care bagaje. Voi n-aveți copil. Luați exemplu de la mine. Uite. Gata, îmi cară ghiozdanul acum. Păi ce crezi că am făcut copil degeaba? Tati, ești bine acolo, da? Am ajuns aici la, cred că, penultima destinație pe ziua de azi, ultima fiind la cazare, să dăm mâine. Ok, o să dăm mâine să găsim cazare, mâncăm și noi ceva. Și una alta să mergem să vizităm pe cea, să vedem care e treaba cu barajul. Ce baraj e ăsta? Bolboci. Barajul Bolboci. Fratele Robert e fericit cu zâmbetul pe buze. Energie. Am terminat aproape pantalonul.
Am ajuns la ultima destinație pe ziua de azi și azi să facem o baie, așa că e destul de frig aici, așa că o să vă bag pe voi la apă. Și vă bag pe voi. Bună dimineața de la peștera Ialomicioara, urmeție cu băieții, acum stăm la relax. Denis prinde niște cadre ca în filme, ia să vedem ce a ieșit. Oh. Bogdan urmărește peștii. Bogdan, ceva păstrăv? Că nu. Doar hamsi, nu? Da. E din vata să citească. Antonio ia micul dejun. Este de alți, prin pădure. Merge la bunica să ne vadă. Eu nu știu asta, dar... Astăzi de la voi, din zona? Nu te-ai dat la desene la copii de la Bălstă 2? Pe ce piatră ne urcasem noi ieri? Iată, vin în cale, se cobor la vale. Trei păianjeni mici? Cu trei rândunici. Unul e moldovan, altul e oltan. Și toți la oaltă? Au făcut brigada tot. Forț. Ia zi, Robert, încotro ne îndreptăm? Ne îndreptăm spre peștera Ialomici, sau Ialomicioara. Ialomicioara, ia. Și mănăstirea, la fel. Am ajuns la, unde, Robert? Peștera Ialomici. Ialomicioara, nu? Ialomici. Ialomicea? Pregătim o poză. How? Una picture. E cu intrare, mă, putem intrare, știi, nu? Câte? Am făcut curat că sunt. Yeah. Păi, fix pe nasul meu cu vista peștera. Făcut super ofert de la Zmeură. Robert aici. De la 5 lei la 3 lei. De la 5 lei la 3 lei caserola de Zmeură. Parte caserola. Casa starețului. Cu păstrăvărie. Puteam să ne cazăm aici, să scoatem drace din noi, dar... Am zis că fiecare, să avem fiecare.